Salutare, salutare. Salutare. Bă, dacă tot ai venit așa, vreau să te întreb așa, cum ți se pare pe aici atmosfera, ai văzut așa? Eu am făcut astăzi niște precizări, din păcate situația în care ne aflăm ține de faptul că există un grup restrâns de persoane. Așa este. 3 sau 4 persoane care, după părerea mea, nu reprezintă mișcarea noastră civică și nu se identifică cu mișcarea noastră. Te întrerup, nu reprezintă sau nu mai reprezintă? Nu mai e reprezintă, o chestie de nuanță. Păi asta vreau să explic. Prin faptul că prin sabotajul protestului din 10 august, pentru că asta au făcut, au sabotat protestul din 10 august, l-au boicotat, sigur, exceptând turnătorul 2 și un sfert de DPI, care e ele cu alte probleme, da? Număr mic de persoane, repet, numărabile pe degetele de la o mână, persoane care au demonstrat în concret că în momentul de față nu mai reprezintă ceea ce erau la început, în sensul că nu sunt pentru cauză și să pună cauza deasupra de orgoliul lor personal, și sunt pentru diverse alte interese personale private, fie că vorbim de clanul lui Dide, care a venit cu cumnatele, cu nevoasta, cu toată lumea să ocupe Piața Victoriei, ceea ce nu e ok, fie că vorbim de alte persoane. Mie nu mi s-a părut în regulă, faptul că dacă a venit cineva care a asigurat cadrul legal de derulare al acestei manifestări, acea persoană să fie sabotată pe principiu că nu vine el să ne zică nouă, care el n-a mai fost aici, ce să face. Și vreau să lămuresc că au fost câteva manipulări răspândite cu rea credință de către aceste persoane care au interesul să, practic, consideră cumva că mișcarea asta civică e proprietatea lor personală și că ei, acordul lor e o condiție sine qua non pentru ca lumea să fie în stradă, ceea ce e fals. Eu am tot spus treaba asta. Mișcarea asta n-are lider, noi suntem niște voci ale mișcării. Exact. Și oricine vrea să vină, să pună umărul, să contribuie, să facă ceva, noi n-avem dreptul să interzicem. Nici eu habar n-am avut cine este Tomi Tomescu când am aflat că Mihăiță Manole, care a fost momentul în care am înțeles să-l cau la Londra și să-i prezint punctul de vedere, când am aflat că Mihai Manolea, care e notificatorul protestului de aici și care a asigurat legalitatea zi de zi pentru acest protest, a vorbit cu Toni Tomescu și și-a suspendat notificarea lui pentru 10 ca să fie protocolul acela. Și cunoscându-l pe Mihai Manolea, pentru mine a fost ca o garanție morală. Dom'le, dacă a decis asta, înseamnă că am încredere, că până la urmă merge și pe încredere judecata ta. Dar dincolo de asta vorbim de două lucruri simple, Figăr Săbulescu și cei care vă uitați la noi. Noi am fost în stradă și suntem în stradă de 1000 de zile pentru stat de drept. Noi asta am strigat. Justiție, da, nu corupție. Stat de drept. România, stat european. Păi stat de drept și stat european înseamnă că atunci când e un cadru legal, respecti cadrul legal. Asta înseamnă. Înseamnă că nu poți să pui orgoliul tău și părerile tale personale deasupra cadrului legal. Nu poți să vii să spui, da, bă, legea prevede că așa, dar mie nu-mi place fața lui ăla și ca atare eu nu știu ce să fac. Una dintre ceea ce problemele nu este spuse, ok. Ăsta e un aspect. Te rog. Opinia mea este, ca să trec în planul practic, concret, iată că a trecut 10 august și putem spune cu certitudine că au fost minciuni următoarele lucruri. Faptul că e ceva rău că s-a pus o scenă. De ce? Pentru că și în 2018 a fost o scenă, e adevărat, improvizată, la care s-a montat o instalație de sonorizare și s-a putut vorbi. Și acum se dorea să fie o scenă puțin mai mare, pe care să ajungă mai mulți oameni să vorbească, să facă poze. Deci a fost și în 2018. Dacă în 2018 n-ar fi fost o scenă aici și nu ar fi fost oameni care să vorbească, inclusiv eu, da, atunci aveau justificare logică cei care spuneau nici în 2019 nu trebuie să fie o scenă. Ăsta este primul aspect. Foarte important. Legat de scenă. Deci asta a fost prima manipulare. S-a vorbit la scenă. A doua manipulare. Că vom fi chemați la un concert de muzică populară. Ca și cum concert înseamnă o oră, două de muzică în continuu. Altă manipulare. Altă manipulare. N-a fost niciun concert de muzică populară.
A treia manipulare, care a venit în ajunul protestului tocmai ca să radicalizeze oamenii, a fost foarte bine organizată chestia asta, diversiunea asta. Asta a fost o chestie făcută profesionist. Părerea mea este că cei de la DIPI știu foarte multe despre asta, că acolo sunt în continuare oamenii lui Dragnea și lui Carmen Dan. A treia manipulare, că vor fi oameni interziși în Piața Victoriei. Și că se vor face filtre și controle și... Ori eu am venit în Piața Victoriei de acolo, din partea aia nu era niciun gard, nu era nimeni, aveam trepied la mine, aveam... Da, da, da. Până și pe mine m-a păcălit că m-am gândit, zic, o să mă cer cu jandarmii dacă nu mă las să intru cu trepiedul. Dar n-a fost niciun filtru, n-a fost nimic. Deci iată trei lucruri care s-au spus cu tărie, care au dezbinat oamenii, care au făcut oameni de bună credință să certe unii cu alții. Prin și prin televiziune s-a făcut asta. Da, și care acum putem spune că au fost fake news, pentru că nu s-au întâmplat, n-a fost niciun concert de muzică populară. A putut să vorbească cine a dorit să vorbească. Bun. Acum existau două abordări în care sunt două abordări în care s-au întâmplat lucrurile și după părerea mea la originea acestor abordări se află scopul pentru care noi cei care ne numim voci cunoscute ale protestului rezist, nu lideri, voci cunoscute, am acționat. Interesul general și după asta m-am ghidat eu. Adică eu mi-am reglat busola acțiunilor mele după următoarele puncte cardinale. 1. Să fie cât mai multă lume în Piața Victoriei. Am considerat că ăsta este lucru cel mai important, să fie cât mai multă lume în Piața Victoriei. Ca atare nu mă interesează. Putea să fie cel mai mare dușman al meu care să fi luat autorizație. Mă duceam cu căciula în mână la el, îi vorbeam frumos și încercam să fac în așa fel încât împreună să aducem cât mai multă lume în Piața Victoriei. Nu mă interesa cine era persoana respectivă. Pentru că nu contează, l-am făcut în timp. Da, pentru că nu conta persoana, conta principiul. Deci, unu, să fie cât mai multă lume în Piața Victoriei și, doi, să fie respectate toate chichițele legale, astfel încât jandarmeria sau acea parte din Ministerul de Interne care a rămas sub controlul indirect al lui Liviu Dragnea, pentru că e adevărat, un alt ministru de interne. Poate că sunt niște secretari de stat care și-au schimbat optica. Poate s-a schimbat, au adus un general de la Craiova, șef al jandarmeriei, care e securist, dar poate n-ascultă de Dragnea. Dar în interiorul jandarmeriei, eșalonul 2, tot ce înseamnă DIPI, sunt toți oamenii lui Dragnea, aveau interesul să provoace mizerii în Piața Victoriei. Și atunci, al doilea scop la care eu m-am gândit și pentru care am zis că trebuie să acționez și că nu contează orgolele și că astea sunt prostii care nu pot să fie mai importante decât scopul de a fi multă lume în stradă și, doi, de a fi respectate toate chițele legale, astfel încât ăia ticăloșii pe care i-are Dragnea sistem să nu aibă de ce să se agațe ca să provoace din nou o agresiune împotriva noastră. Pentru că cred că nimeni nu mă poate contrazice cu această afirmație, o opinie, dar e logică, a faptului că oamenii lui Dragnea, gașca lui Dragnea, avea tot interesul să fie incidente, să fie din nou violențe, ca să spună, iată, nu noi am fost de vină, iată că și anul ăsta ăștia au fost agresivi. Și noi n-am mai fost în spatele acestui. Și noi n-am mai fost cu... n-am mai dat cu gaze, n-am... exact. Ori, ei aveau interesul. Și treaba asta nu se putea contracara altfel, cunoscând legea, decât prin existența unui cadru legal respectat în toate chițele lui la milimetru, acel protocol ce se face. De ce? Pentru că atunci ei nu mai puteau justifica niciun fel de operațiune sub acoperire. Pentru că nu poți să faci operațiuni sub acoperire într-o manifestație autorizată prin protocol, n-ai cum. Pentru că aia, acțiunea sub acoperire se face în manifestații care sunt doar notificate și unde pot exista suspiciuni rezonabile că fiind doar notificate și nefiind totul controlat cu program, cu spațiu, cu nu știu ce, cu organizator care să-și asume răspunderea, nimeni nu-și asumă răspunderea și dacă nimeni nu-și asumă răspunderea, toată lumea face ce vrea. Ori eu m-am ghidat după aceste două principii și am considerat că dacă cineva a obținut autorizație legală, tu nu mai în momentul respectiv să faci altceva decât să încerci să discuți cu persoana respectivă. Corect. Să ajungi la un numitor comun și să încerci să faci atât cât poți să faci tu pe bucățica ta. Dacă n-ai alte interese. Dacă n-ai alte interese. Și să faci cât poți să faci tu pe bucățica ta pentru interesul ăsta general. Ori, eu nefiind un organizator de proteste și nefiind lider, întreprinzător civic și lider de ONG-uri, eu ca jurnalist specialist în comunicare am făcut cât am putut eu. L-am căutat pe acest om, am făcut interviu cu el în care am pus toate întrebările controversate pe care le-am văzut pe rețele sociale. I-am lansat ideea la care el a fost de acord să vină în Piața Victoriei, că o săptămână înainte să discute cu oamenii. Și mai mult decât atât i-am spus că aș vrea să iau cuvântul
La fel cum am luat cuvântul în 2018, că știi că și în 2018 m-am urcat pe acea scenă și am vorbit. Ai cuvântat de lângă mine. De lângă tine, da. Amândoi am stat și acolo. Și am zis că solicit să iau cuvântul, fiind suspiciunea că în spatele lui ar fi PSD-ul, fiind clar că dacă era PSD-ul în spatele lui, el nu-mi dădea voie mie, mă limbă, să vorbesc. De aici cumva ai fost asimilat cu organizatori și noi, ceilalți trei, Coman, Iene și eu, Nu, asta a fost o diversiune, din păcate. Au fost sunt niște oameni de foarte rea credință care în ultimele zile incită, mint. De exemplu, s-a postat pe Facebook, ca să-ți dau exemplu, o singură minciună. Cristian Mihai Dide, care are un tabel, nu știu de unde l-are cu procesele, dar nu reprezintă statistica oficială. Statistica oficială este la vedere, oricine poate să intre pe site-ul tribunalului, de exemplu, să caute Mălin Boci și vede toate procesele. A scris pe Facebook, ca să dau un exemplu de minciună și asta nu e dezinteresată. A scris pe Facebook că Mălin Bot a avut numai 5 procese. Nu, numai 4 procese. Și a pus 4 dintre procesele mele de la tribunal. Dacă intri pe site-ul tribunalului, vei vedea că eu am ajuns deja în fază vinală cu 8 dintre procesele mele, care multe sunt la judecătorii. Deci la tribunal era dublu față de cât spunea el. Deci tipul ăsta de minciune a fost lansate din dorința de a sabota protestul. Deci niște oameni, și aici mie mi se pare regretabil, niște oameni care, din diverse motive, unii pentru că sunt agenții, sunt turnătorii 21 sfert și DIPI și sunt folosiți, alții din diverse alte motive, pentru că probabil au pus orgoliu deasupra interesului general, au încercat să saboteze acest proces pe principiu, pe principiul ăla: mai bine să mori, dacă nu ești a mea, mai bine să mori. Știi cum fac oamenii care, atunci când partenera lor se desparte de ei, devine agresiv și spun: dacă nu ești a mea, mai bine te omor. Ceea ce nu este ok. Pentru că acest spațiu, acest protest, atât în București cât și în toate orașele din țară, nu aparține în proprietate nimănui. Acesta este un protest al oamenilor cinstiți. Evident. Orice om care se consideră om cinstit are dreptul să vină aici, are dreptul să organizeze, dacă vrea să organizeze, aici sau oriunde în țară, în condițiile legii. Dacă undeva există un notificator care răspunde și se duce la acel notificator și își prezintă intențiile, și acel notificator care, cum e Mihai, e de 2 ani de zile aici, a zis de zi în piață. Deci exact. Dacă Mihai nu are dreptul moral să decidă, cine poate avea dreptul moral? Cred că el e probabil unul dintre puținii oameni care chiar zi de zi a fost aici. Ori dacă el, care zi de zi a fost aici, a zis: da, băi, ok, că atenție, dacă Mihai nu era de acord, cum a fost când PSD-ul a făcut meeting-ul peste noi, atunci a fost ilegal acel protocol. Exact. Pentru că notificatorul n-a fost de acord. Și atunci noi am venit și am protestat împotriva acelui meeting, pentru că era ilegal, în primul rând. În cazul de față, notificatorul a fost de acord. A zis: domne, ce vrea să facă acest om este în regulă. Ori, dacă ești de bună credință și ți-ai dorit să vină multă lume în piață și ai fost în piață timp de 1000 de zile pentru ideea că legea trebuie respectată și că vrei justiție și nu stilul ăsta PSD-ist, bunul plac, azi ne place legea, mâine nu ne place, poi mâine facem ce vrem noi, indiferent cât de dubios îi se părea un om, n-aveai dreptul să lași impresiile tale personale, orgoliul tău, să dăuneze cauze și să ai acțiuni care să provoace diversiune, care să determine oameni să nu vină în Piața Victoriei. Aici s-a greșit foarte mult. Observă, te rog frumos, că nu dau nume, exceptând acea excepție punctuală, unde trebuia punctual să spun că s-a spus o minciună despre procese, că vorbeam de ceva punctual. În rest, vreau să remarc și vreau să remarc cei care se uită la noi că discut strict din punct de vedere al principiilor și al modului de a discuta un lucru pe principii. Mai departe, fiecare dintre cei care se uită ia acele principii, le aplică tuturor celor care au fost mai vizibili în această dezbatere privind 10 august și trage concluziile de rigoare. Pe mine m-a deranjat foarte mult și în data de 11 august, când am făcut live-ul de aici din Piața Victoriei, faptul că am auzit persoane care au intrat în live-ul meu, persoane pe care nu le consider nici cârtițe, nici pentru că așa li s-a spus, așa au fost
Nu cumva s-au identificat așa au fost cu grupul? Induse în eroare, nu au fost induse în eroare de către adevăratele cârpițe, care sunt 2-3 și sunt cunoscute, se vor de voala, care profită de buna credință a acestor oameni, profită de ascendentul pe care l-au asupra lor, pentru că sunt considerați cumva lideri ai protestului, deși protestul nu are lideri. Și i-a identificat pe cei mai slabi de oamenii mai creduli și i-a îmbubițat, cum spunem noi, în Banat, i-a montat. Dar m-a deranjat faptul că aceste doamne care sunt de bună credință au venit și au putut să spună că domne, n-are dreptul să vină Tomi Tomescu în Piața Victoriei. Nu, e greșit. Oricine are dreptul să vină în Piața Victoriei. Evident. Oricine are dreptul, dacă este om cinstit. Și mai ales că a luptat 6 luni de zile. Dacă n-a făcut parte din mafie, dacă are dreptul să vină în Piața Victoriei. Nimeni nu îi împiedica pe cei care au făcut scandal și au zis să facem proteste prin alte părți, să facem 2 scene ca să fie o scenă în paralel, să nu vină lumea, să... Tomi Tomescu e dubios. Nimeni nu îi împiedica acum 8 luni de zile, când Tomi Tomescu a ținut conferință de presă, să bage și ei hârtile la primărie, să meargă în instanță, aveau timp să se judece, să demonstreze și erau ei organizatorii legali. Și o rezolvau legal. Exact. Dar nu se poate să lași un om să se zbată, să-și facă ce a făcut el și cu o zi, două înainte să încep să vii cu minciuni, cu fake news-uri, să spui, domne, vor fi interziși nu știu cine, va fi concert de muzică populară, va fi aia, va fi aia, și să sabotezi, pentru că ăsta a fost un sabotaj, deci niște oameni, conștient sau inconștient, au sabotat protestul din 10 august și e destul de grav, pentru că erau oameni care în 10 august, pe scena din 10 august 2018, erau lângă mine. Dar iată că între timp și-au pierdut busola morală, unii dintre ei, cel puțin unul dintre el, despre care știu dintr-o sursă sigură că a fost racolat de un ofițer de securitate în 1990 în piața universității, preluat 21 sfert, la pensionarea ofițerului 21 sfert, preluat de un ofițer DP, acolo e altă discuție, pentru că acolo vorbim de cineva care e pus să facă anumite lucruri. Este pus să facă, el face ceea ce face, comite un act de lovește un bătrân sau mânzjește o clădire sau face ceva, cel care îl pune să facă asta informează din timp televiziunile de tip Antena 3 România TV, propaganda mafiei care ei sunt mână în mână, care știu să vină la fața locului, să arate, să ne denigreze pe noi. Exceptând această situație, opinia mea este că sunt și alte persoane care și-au pierdut busola și care ar trebui să lase orgolile deoparte și să înțeleagă că această mișcare civică nu este făcută pentru nicio persoană, nu este făcută pentru niciun partid, pentru că sunt și grupuri civice care sunt anexe ale unor partide. Eu nu o să dau nume acum pentru că nu vreau să ofer PSD-ului gloanțe împotriva opoziției, împotriva partidelor pe care noi ar trebui să le votăm ca să dăm jos PSD-ul, dar este o realitate. Și sunt organizații care sunt ale anexe a unor partide și care și ele de-a lungul timpului au avut această tentativă de a spune numai noi, numai... Și oamenii au avut reacția asta și ei au înțeles și s-au retras. Și mi-a plăcut cu foarte multă decență că au fost partide, unii au fost într-o parte, unii într-o parte, n-au venit în față, deci a fost ceva ok, dar au venit și ei în piață. Asta era atuna corectă pe care trebuiau să o aibă și cei câțiva, 3 sau 4 cred că sunt, care au sabotat protestul din 10 august. Ar fi trebuit să vină și să contribuie la... Eu am spus treaba asta, am avut discuții telefonice și personale, inclusiv cu liderii ai unor grupuri civice din țară, și am spus foarte clar, voi ați greșit. Voi ați greșit când ați strâns 30 de ONG-uri și ați dat un comunicat împotriva lui Tomi Tomescu. Voi trebuia să vă strângeți toți, să-l chemați pe Tomi Tomescu în ședință, să-l băgați în ședință, să-i spuneți, Tomi, apreciem ceea ce ai făcut, dar noi vrem să ne implicăm. Avem și noi următoarele doleanțe. Noi vrem să ne implicăm, pentru că noi timp de 1000 de zile am luptat pentru aceste lucruri în acest fel și noi vrem să te ajutăm pe tine ca aceste lucruri să se întâmple la fel. De ce n-au făcut-o? Și răspunsul a fost că n-am vrut să-l validăm pe ăla, pe noi ca nimeni ăla. Ori asta mie nu mi se pare în regulă. De ce? Pentru că asta am pățit și eu în Piața Victoriei când am venit în 2017, în vară, iarnă,
când am venit singur cu un telefon aici, eu nu știam care sunt grupurile, care sunt interesele, cine cu ce partid. Eram așa un naiv cu telefonul. Oricum, încercam să fiu prieten cu toată lumea. Da. Asta, că sunt singur avocat acolo momentan și mă cer singur cu aia. În momentul în care lumea a început să aprecieze ceea ce fac eu, m-am trezit că oameni despre care eu am crezut că ar trebui să fie alături de cauza noastră loveau în mine. Pentru ca după aceea să înțeleg că loveau pentru că s-au temut că eu aș fi al unui alt partid, ei fiind de la alt partid și toate scenariile și nebunile. Pentru setul de putere. Ai mai multe vizionări și da, au senzația că le e lor, că ai macul vieții lor. Din această pricină am avut mult de suferit, m-am consumat foarte mult, m-a afectat foarte mult treaba asta și într-un fel când am văzut cum sar toți pe Toni Tomescu care venise nou, am zis, zic, uite băi, fac și lui ăsta, cum i-au făcut și mie, au sărit pe el, s-au urcat cu picioarele pe el. Țin minte că am avut chestiuni de genul, la un moment dat postasem ceva pe Facebook și am folosit un hashtag, da, hashtag rezistența. Și au sărit pe mine, au zis, da, tu n-ai dreptul să folosești ca hashtag-ul. Da. E, cam așa am simțit că i-au făcut și lui Toni. Și îmi spuneau, domne, dar dacă se dovedește că PSD-ul e în spatele lui, e, în secunda 1 în care se dovedește că PSD-ul e în spatele lui, eu voi fi primul care va intra sunt în live. Sunt convins de treaba și va spune aceste lucruri. La fel cum în secunda 1 în care am avut dubii cu privire la bunele intenții ale unora dintre cei care sunt voci, evit cuvântul de lider, că nu există lider, cei care sunt voci cunoscute ale protestului, pe care i-am susținut, i-am promovat, le-am acordat toată credibilitatea, am făcut interviuri cu ei. În secunda în care am avut prima îndoială că acțiunile lor nu sunt corecte, am arătat acest lucru. Pentru că rolul meu este să fiu corect și să arăt ceea ce este corect. Cu tine sunt prieten foarte bun, dar dacă odată faci ceva nasol, în timp ce suntem în live sau ceva, eu nu o să te protejez. Eu voi arăta acel lucru. Pentru că ăsta e rolul meu, să relatez. În 10 august de dimineață am venit aici cu scopul de a relata. Este reportajul de o oră, unde se vede cum am venit, cum am început să iau interviuri oamenilor. Deci eu n-am venit ca să fac niciun scandal. Cineva întreba de ce a venit Mălin în piață atunci dimineața, la momentul în care tu faci vorbire acum, să întrebe ce e cu platforma asta aici. Băi, era o întrebare jurnalistică. Da, eu n-am venit să întreb ce e cu platforma. Eu am venit, am spus mai devreme că... aspectul legal, că de aia n-am sabotat, pentru că omul era în legalitate, Mihai și-a suspendat. Și aspectul prezenței oamenilor. Eu am plecat de acasă de dimineață cu intenția ca din oră în oră, începând de la ora 10, să fac câte un live scurt de 5-10 minute în care să spun oamenilor că este important să existe unitate, să venim cu toți în Piața Victoriei. Problema a fost că în momentul în care am venit aici, în Piața Victoriei, am fost întâmpinat de către un grup mic de persoane cu foarte mare agresivitate. N-am înțeles de ce au sărit pe mine, pur și simplu. Că tu, cu Toni Tomescu, ești organizat. Am încercat să le explic, eu nu sunt organizator. Să le spun aceste lucruri pe care le-am spus și aici. Și persoanele... Și nici noi ceilalți trei. Da, și persoanele respective au insistat. În moment în care trecuse deja ceva timp, eu vreau să fac treaba, am decis să le ignor. Oamenii pe care am văzut că erau în piață, veniți din diaspora, am rugat să vină în fața telefonului ca să vorbim în fața cadrului și am început să ne facem treaba. În momentul respectiv, pe mine nici nu m-a interesat prezența platformei, nici n-am întrebat, n-aveam treabă, dar în momentul respectiv a venit jandarmeria către piață cu Dide, cu Lanțu, cu și-a început toată nebunia. Camera fiind acolo, eu nu puteam să, oamenii mă întrebau ce se întâmplă, eu nu puteam să ignor, eu ca jurnalist automat când se întâmplă ceva interesant te întorci către locul respectiv. Păi nu s-au obișnuit cu stilul tău? Dar nu există, se întâmplă ceva interesant. Era o chestiune între noi, exact. Rezistenții. Da. Și nu erai cu... Dan Voiculescu atunci la șuiete. Și m-am întors punând niște întrebări. Rog pe cei care nu s-au uitat să se uite încă o dată la materialul scurt, că poate n-au timp ori, dar să se uite la cel de oră. Eu cu toată lumea am vorbit cu dumneavoastră, adică eu îi spuneam nu vă supărați, cine sunteți? Și persoana mă înjura de mamă și eu îi spuneam nu vă supărați, vorbiți frumos, că trebuie să vorbim civilizat. Deci eu am vorbit asta cu toată lumea. Dărâmă, Măline, eu am vorbit cu toată lumea cu dumneavoastră și am pus niște întrebări simple pe care, la care oamenii aveau nevoie de răspuns. 1. Dacă Dide dorea să fie platforma, de ce nu s-a dus să discute cu Toni Tomescu nu în stradă, unde lumea face live-uri și unde iese scandal? O seară înainte ei s-au întâlnit la casa activistului. M-au chemat și pe mine, Mălin. De ce nu i-a spus atunci lui Toni Tomescu? Băi, Toni,
vreau să pun platforma pentru că e un simbol și atunci să se fi certat până se lămureau și venea platforma sau nu venea. Adică puneam niște întrebări de bun simț. Doi, bă, dacă ai stat în stradă 1000 de zile pentru respectarea legii și cadrul legal ăsta este că e un protocol și știi bine că în cadrul acelui protocol se trece numărul de înmatriculare al vehiculelor care intră în spațiu și doar știi legea. Tu 1000 de zile pretinzi că ai luptat pentru respectarea legii și acum tu nu respecti legea pe principiu că... Da, el o știe, el o știe. Pe principiu că, bă, nu respect legea, că nu-mi convine mie fața lui ăla sau că am suspiciuni, în condițiile în care nu era nicio probă concretă. Suspiciunea care era? Că Toni Tobescu, nu știu când, acum nu știu câți ani, a făcut parte nu știu ce asociație. Păi da, dar în iunie, ca să aduc aminte celor care se uită la noi, Bide s-a dus în guvern și a vorbit cu Dăncilă. Ți-aduce aminte? Da. Toată da. Lumea a fost uimită când a apărut la DG News, inclusiv cu interviu DG News fiind site-ul de propagandă al mafiei. Că s-a întâlnit cu Dăncilă. Păi la fel puteam să spune și despre el, că, adică, stai un pic. Ori, dacă tu ai pledat pentru respectarea legii, tu trebuie să te comporți în acest sens. Ori, asta nu s-a întâmplat. Asta nu s-a întâmplat. Și părerea mea este că a fost o chestiune ostentativă, intenționat făcută, pentru că dacă știi legea, știai clar că dacă vii cu mașina aici, o să vină ăia să-ți ia mașina, pentru că nu e în protocol, adică știai clar lucrurile astea. Ca să arate că este scandal să nu vină lumea în piață. Dar eu am o întrebare retorică și după aia o să-mi instalez și eu echipamentele să fac live. Da, cu siguranță. Pe care vreau să o pun celor care se uită la noi, vreau să-i întreb pe cei care se uită la noi cu următorul lucru. Dacă Mălin Bot venea în piața Victoriei cu sanderuțul lui, punea sanderuțul aici în mijloc, se urca pe el și spunea, eu nu mai plec de aici. Și mai mult decât atât, venea Figăr sau altcineva să-mi pună întrebări și eu îl înjuram, îi trăgeam de telefon, în câte secunde mă ridica pe mine jandarmeria și ce-mi făceam. Eu, această întrebare este o întrebare care pe mine nu m-a lăsat să dorm două nopți. Nu puteai să clipezi și mă gândesc la asta. În câte secunde m-a luat pe mine jandarmeria dacă eu făceam exact același lucru și cum de pe cei care au făcut același lucru nu i-a luat jandarmeria? Pentru că, vezi, discuția asta a fost împotriva mea. O întrebare la meditație. Discuția asta a fost împotriva mea, că eu am încercat să-mi protejez un bun al meu pentru că nu aveam altă soluție. Acel dispozitiv este foarte sensibil dacă prins de telefon și îl simțeam că vibrează mână, ceea ce însemna că motorașele sunt forțate și că se strică, da? Trebuia într-o secundă să-mi eliberez dispozitiv. Pe imagini, lumea, dacă se uită, vede că întâi am dus mâna către și mi-am dat seama că n-aveam cum cu mâna asta să... Și am îndepărtat ușor persoana ca să-mi eliberez dispozitivul. Dar până atunci au fost minute în șir în care eu am fost înjurat, eu am fost împins sub ochii jandarmilor. Și nimeni nu se întreabă de ce jandarmii n-au intervenit, pentru că ei aveau obligația legală. La prima înjurătură împotriva mea, jandarmul trebuia să vină la acel om să-l dea deoparte și să-i spună, dacă mai odată vorbiți urât, vă sancționez. La prima o gest de împingere care a fost împotriva mea, da, jandarmul trebuia să vină și să spună, vă rugăm frumos, dacă nu doriți să stați de vorbă cu domnul, nu stați de vorbă cu el. Ignorați. Dacă vreți să stați de vorbă cu el, nu-l agresați. În momentul în care mie mi s-a pus mâna pe telefon, jandarmul trebuia să fie acolo, că era lângă, era la un pas distanță, întindea mâna. Nu trebuia să fiu eu pus în situația să-mi apăr bunurile, având o autoritate a statului lângă mine care are ca atribuții de serviciu să fac acest lucru. Ori asta este incorrect și este profund nedrept faptul că eu sunt acuzat pentru că mi-am apărat un bun, încercând să fac în așa fel încât să nu fie defectat, după ce minute în șir eu am fost cel agresat verbal și fizic. Încă de când a intrat. Încă de când am intrat în piață și se și vede pe înregistrarea scurtă, e înregistrarea lungă, cine vrea poate să uite o oră. E înregistrarea scurtă care e strict cu acel moment și cu momentul în care, vezi, oamenii ăia nu și-au dat seama că sunt în live și ei discutau cum să mă bată pe mine.
cum îl bat pe ăsta, ai răbdare să se închidă camera ca să nu se vadă că l-agreseze, adică... Ai avut o prezență de spirit să te duci cu camera deschisă, ceea ce a fost interesant. Astea sunt niște lucruri destul de grave și pe nimeni nu preocupă lucrurile astea. Adică cineva mă căuta pe mine prin piață ca să mă bată și spunea lucrul ăsta și e înregistrat. Și nimeni nu-l cheamă pe acel cetățean la poliție să-l spună, ia vină tu aici, de ce vrei tu să bați persoane în Piața Victoriei?